Domnilor, cânt cu o bucurie imensă alături de Mioara Velicu! Aveți luminițe! Să le vedem! Eu nu știu ce am zis, dar am avut dreptate. Limbajul muzicii este unul universal. Acum ceva timp, Mioara ne-a spus, noi suntem prieteni, îmi permis să-i spun Mioara, dumneavoastră să-i spuneți doamna Mioara. Mama Mioara! Mi-a spus că iar plăcea să cântăm acest cântec. Vă dați seama, pentru mine, și ca prieten, și ca om, și ca artist, a fost o mare bucurie și onoare în același timp. Dar am zis, dacă facem numai un cântec, lumea o să zic că au făcut și ăștia un duet, au punctat acolo și nu e adevărat. Mai avem unul. Avem mai multe. Așadar, un cântec frumos, chiar dacă titlul poate nu e cel mai fericit, e cel mai fericit, vă spunem noi. Rămâneți cu noi, cu brațele ridicate sus! Mother, bless
extra pentru ce a iubit. Brase! Este fată să fie viață pentru ce am trăit. Este fată să fie soarte pentru că m-ai iubit. Oferim altă iubire decât recunoștința noastră. Îți dăm pastile și sucuri de la Catena. Și sucuri de la Catena. Este un mare privilegiu pentru noi, pentru că astă seara am avut artiști extraordinari ca doamna Mioara Velicu și Raul, astă seara alături de noi la Grădina Herăstrău. Grădina de vară a Teatrului Constantin Tănase. Mulțumim! Pe care cu greu încercăm să o ținem în viață. Este un păcat sinceritatea, dar ne face bine să fim sinceri de doamna. Și suntem fericiți că i-am avut alături de noi pe doamna Mioara Velicu, care primește flori astăzi seara. Doamna cu florile! Mulțumim tare mult, stimată doamna! Flori pentru Raul, dragul nostru prieten! Oamenii aceștia nu vin pentru bani la Teatrul Tănase. N-avem noi bani pentru cât ar merita artiștii asemenea dumnealor. Mulțumim! Mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc! Doamna? Doamna, cum vă numiți? Irina! Doamna Irina! Nu sunteți plătită, nu sunteți din cadrul teatrului? Doamna, doamna! Nu sunteți la Catena! Mulțumim tare mult! Mulțumim, doamna! Mulțumim, doamne, fete, doamna, ser frumoase, ser extraordinare. Mulțumim lui Dumnezeu că n-a plouat. Mulțumim că ați venit la Teatrul Tănase. Numai un pic să vorbesc și eu. Mulțumesc că...
Doamne-i facu, că a dat naștere și tot tribului de la tribu. S-a dat naștere un asemenea artiste. Tribul de la tribu e aici, le mulțumesc. Sunt mulți oameni venit la tribu. Probabil că au venit și de la Moldova, de la Doina, de la domnul Vasile Muraru. Bă, nu care o să laud și eu, băiatul, mă lasă deloc, mă, nu-mi place, mă. Dar acest spectacol n-ar fi fost posibil fără câțiva oameni. Vreau să mulțumim scenografie Francesca Cioncă, tânără talentată de la Alba Iulia și dacă este în sală, o invită alături de noi. Costumele noastre realizate în atelierele teatrului poartă semnătura ei, Franceta, așteptăm lângă noi. Și aș vrea să mai mulțumim paletului nostru în coreografia Oanei Cocârță. Paletul! Costumele astea sunt semnate de France. Scenografa noastră, coreografia aparține Oane Cocârță. Oana, dacă ești lângă noi, vino. Iată-le. Oana Cocârță. Dar noi mai avem un scenă, un coregraf care se numește Edi Chirițescu și uneori și Edi face coregrafile de la spectacole noastre. Vă rog să-l aplaudați pe Edi. Mulțumesc. Mulțumim! Francia este aici? Da, aici, Francesca! Francia a semnat tot ce înseamnă costumele noastre realizate de atelierele teatrului. Decorul ăsta senzațional! Mulțumim, Francia! Mulțumesc! Muzica! Orchestra Teatrului Constantin Tărase, dirijată de Dan Dimitriu!